Bună ziua, dragi telespectatori! Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a primului reality show de business din țară, Business Factory. Cu pași siguri, intrăm deja în cea de-a doua decadă a proiectului nostru, decada marilor eliminări. Un lucru necesar și inevitabil. Cei mai buni trebuie să rămână, cei mai puțin buni trebuie să iau o pauză, să-și reanalizeze afacerea și să continue pe cont propriu, în afara proiectului Business Factory. Concurenții noștri știu foarte bine ce îi așteaptă. Tocmai din acest motiv și emoțiile au fost pe măsură. Dar oare cât de mult i-a ținut pe jara această adrenalină? Oare cât de motivați au fost să demonstreze în această săptămână că merită să rămână în proiect? Cu acest scop le-am pregătit și o mare provocare. Să vedem cine o va putea înfrunta cu succes. Dar toate acestea un pic mai târziu. De asemenea, țin să menționez că în această săptămână juriul nostru a luat o mică pauză pentru a putea face ulterior unele observații mai ample pentru tinerii antreprenori. Până una alta, să vedem cum s-au descurcat în această săptămână învățăceii cu tema pentru acasă. La a șasea lecție Business Factory, participanții noștri au venit emoționați și conștienți că asta e o bună șansă să dovedească că sunt responsabili și străduitori. Corectitudinea temei de acasă și volumul profitului joacă un rol decisiv pentru ei. Astfel, toți participanții au îndeplinit complet temele pentru acasă. Ana Maria, cu totul foarte elaborat, nomenclatorul. Iată ce înseamnă o nișă care presupune provocări la nivel de maștab. Dacă nomenclatorul de produse e mare, nu mai poți să te joci cu o schiță de venit. Dar trebuie să faci o schiță extrem de elaborată și elaborând-o, începi să capiți expertiză. Așa este. Bun, bravo, ce să zic, mie tare îmi place. Se pare că fetele au fost la înălțime și Valeria Cosone a primit un feedback pozitiv din partea mentorilor. 11.000 încasări din 2 noiembrie până în 16 noiembrie. 11.000. Da. Și dacă faci o escaladare, îți dai seama cât poți să faci lunar la același efort. Și dacă te mai gândești un pic și dublezi efortul, te gândești de fapt câți bani poți să faci. Și dacă mai adaugi canale de vânzare, ai semnat contractul. Păi n-am făcut nici pentru un contract, a fost așa. Un agreement. Marfa. Am înțeles. Și uite că nici ziua marilor eliminări nu este o excepție pentru Viorel Barbănouă și de această dată tânărul a întârziat cu 15 minute. Dacă mai întârzi și data invitarea, nu ai vreo deloc să mai vii la lecție. Știu. Adică ești expus din proiect nu pentru profit, nu pentru liber, nu pentru nimic, dar pentru fapt. Ok? Da. Să fie oare așa, la următoarele lecții vom afla dacă a ști înseamnă și a îndeplini. După cum am văzut anterior, se pare că Viorel Barbănouă, chiar dacă a știut că se anunță ziua marilor eliminări, din nou s-a lăsat așteptat. Eh, Viorele, hai să vedem dacă nu s-au lăsat așteptate rezultatele muncii tale din această săptămână. Până în prezent, Viorel Barbănouă ducea evidența financiară prin intermediul unor notițe și tabele mai primitive. Tânărul spune că de acum încolo va instaura disciplină și sistematizare în afacerea sa, până și cele mai mici cheltuieli fiind incluse în tabel. Tabelul copac. Am făcut divizarea pe 4 tabele, 4 casete, pe cheltuieli de oficiu, cheltuieli administrative, gen comunale, încălzire, internet și tot așa mai departe, cheltuielile care le sunt pe marketing, cheltuielile de menținere a site-ului, a designerului, a bannerilor online. Fiecare întâlnire presupune cel puțin o cafea. O cafea ție, plus dacă tu chemi partenerul spre discuție, neapărat tu achizi nota. Atunci se plătește și cafea acolo, adică minim 60-70 de lei se duc într-o întâlnire. Atunci când sunt 10 întâlniri, sunt deja 700 de lei. Până în prezent, Viorel a obținut 3 clienți, iar cu alți 3 este în proces de negocieri. În urma acestor tranzacții, băiatul va încasa un profit de circa 15.000 de lei. Iar la mentorat, Viorel a vorbit despre faptul că noi, săi clienți, nu vor să facă publice sumele contractelor. Cum merge? Sau la tine nu merge pentru că clienții sunt publici? Și reticenți. Reticenți în ce? Că doar nu-i scos la camera.
Nu-i scos la cameră, dar scot cifre. A cui cifre? A tale? Da. Și atunci ce are asta cu clientul, că sunt cifrele tale, nu sau lui? Să sunt cifrele mele, dar atunci când eu am un client și nu aveți nimic. Și nu știi nici știi ce e clientul meu, fiindcă se vorbește. Atunci, clientul nu prea vrea să știi cât mi-o dat sau cum ne-am înțeles. Adică tu chiar ai o senzație că omul din spatele televizorului știe despre ce client vorbești tu, cu ce incomuri vorbești tu și că anume despre clientul ăsta? Se vorbe de comunitatea mică, de nișa care... Am înțeles. Și o împrieță aceeași, când o să plece care nu o să discutăm despre cum afectează însă show-ul televizat asupra clientului. Un argument care stârnește dubii. Cu toate acestea, Viorel a venit la cursul de coaching cu toate temele îndeplinite. Chiar și așa, Viorel se află în topul liderilor proiectului. Îi face concurență o altă participantă a proiectului și anume Ana Maria. Ea a avut un mare eveniment în această săptămână. Eveniment cu numele Eclair. Ce e Eclair? Eu știu, dar nu vă spun. Dar dacă rămâneți cu noi, veți afla și voi. Săptămâna aceasta a fost emoționantă pentru Ana Maria Cojocaru. Tânăra și-a deschis oficial showroom-ul Eclair, cu decor textil și ceramic pentru casă. Iar până când tânăra va întâmpina toți oaspeții, pregătirile sunt întoi. Realizată, pentru că să construiești un business în două săptămâni, când o planifici pentru luna martie, este ceva diferit. N-am dormit multe nopți, dar nu mă simt obosită, mă simt plină de energie, energia care mi-au transmis-o și prietenii mei prin susținerea lor. Încă o dată mă bucur foarte mult că i-am în viața mea și acum îi aștept, urmează să vină fiecare care a fost invitat. Până când tânăra femeie de afaceri își așteaptă invitații, noi am decis să-i verificăm temele pentru acasă. Ana Maria a reușit să utilizeze tabelul de inventariere a venitului atunci când a plecat la Kiev să achiziționeze marfa. Tabelul de inventariere noi deja l-am implementat când am zis că ne-am adus marfa. Pentru că noi am avut nevoie de un acest tabel, am elaborat singur, el are codul produsului, el are nomenclatura produsului, atât are produsul preț achiziție, produs preț vânzare. Deci există un astfel de tabel, este și foarte mare, pot să vă arăt. Fac multe scrolluri, pentru că avem peste 200 de poziții. La întâlnirea neformală, Alina Andriuță i-a dat tinerei un sfat prețios. Este foarte potrivit pentru produsul pe care tu îl vinzi să ai o bază de date în care să trimiți newslettere lunar, dar ca femeile să știe ce ai tu nou în stoc și să-i fidelizezi. Ce înseamnă să-i fidelizezi? În momentul în care gândește-te cum are loc ciclul tranzacției, în momentul în care intră un client la tine în magazin, trebuie să se ducă cu ceva de la tine care să-l facă să intre a doua oară. Fie un voucher, fie ceva de care să trebuiască să vină a doua oară ca să beneficieze. Și atunci tu același client îl mai întorci odată. Pentru că la noi în Moldova, dar în genere în tot spațiul post-sovietic, ne-am cam deprins să facem business de o singură dată. De ce înseamnă asta? Am încheiat o dată tranzacția, am spus mulțumesc frumos clientului și băgăm bani în marketing ca să vină un alt client nou. Este mult mai ieftin, este mult mai sănătos să fidelizăm clientul vechi. De asta gândiți-vă la ciclu de atingeri cu clientul vostru. De câte ori vă atingeți de el, de atâtea ori să-i lăsați ceva ca să facă să se reîntoarcă la voi. Ana Maria a venit la următoarea lecție cu temele îndeplinite în totalitate. Felicitări, Ana Maria! Să-ți meargă bine showroom-ul, căci are o denumire tare gustoasă, fie ca și gustul profitului să fie la fel de dulce ca un ecler veritabil. Cum a fost însă la gust săptămâna aceasta pentru Valeria Cosona, vedem imediat! Ținând cont de faptul că Valeria Cosonea învață inginerie economică și business, tânăra este inițiată în ale contabilității și nu întâmpină dificultăți în raportarea finanțelor din afacerea sa.
În tabelul de venit am inclus toate ceasurile care le-am comercializat până la ora actuală. Respectiv am pe dăți, în fiecare zi am indicat câte ceasuri am vândut, specificând modelul și câte cantități și prețul care l-au ceasul respectiv. Ținând cont de acest tabel și de toate tranzacțiile care le-am făcut, venitul este de 9.000 de lei. Transport, logistică, telefonie mobilă, achiziționarea domeniului, taxe de import, toate acestea sunt cheltuieli usturătoare pentru Valeria, iar tânăra încearcă să le monitorizeze punctual, în așa mod încât să nu admită cheltuieli în plus. Totodată, la întâlnirea neformală cu mentorii și cu ceilalți participanți, Valeria a vorbit despre planurile și reușitele sale. Ceasurile se vând? Se vând. Calde. Bun. Câte? Multe. Păi multe câte? De câte ai vândut? Cred că am vreo 30 vândute. 30 vândute. Spune-mi cât e cecul mediu pe aceste 30? Cred că am profitat în jur la 4.500. Da. Iată, săptămâna asta cred că sunt aproape de asemenea contract cu un agrosist. Cine? O persoană are magazin de ceasuri și eu îmi se refer la prețul angru și așa va pune adaosul comercial. Tu te gândești că tu vrei să vinzi tot atâtea ceasuri sau vrei să vinzi mai multe? Ca să înțeleg cât de vizionar, cât de mult te gândești, cum să... Odată ce semnez contract cu agrosistul ăsta și văd că situația merge perfect, am tins să colaborez și cu alții, să nu mă limitez doar la 3-4 ceasuri pe zi. La lecția propriu-zisă, Valeria a îndeplinit toate exercițiile de acasă. Ca și Valeria, și Ilie Crețu luptă pentru titlul de lider. Și dacă, după cum am văzut, Valeria se descurcă de minune cu tabelele, cifrele și raportarea finanțelor, pentru Ilie acest lucru însă nu pare atât de simplu. De ce anume și cât de necesar este în cazul lui aceste tabele pentru eficientizarea veniturilor și cheltuielilor, aflăm din materialul următor. Ilie Crețu gestionează 5 obiecte de construcție, are 25 de angajați, iar fiecare lucrare are prețul ei. De asemenea, pot apărea diverse cheltuieli pentru materiale de construcții sau utilaje. De aici rezultă că evidența financiară a afacerii sale este crucială. Însă uite cum se descurca băiatul până acum. Undeva aveam fixat ceva, chiar aș putea să vă arăt, să vă râdiți un pic de mine. Filmează să te râzi. Ce ai scris acolo? Aici sunt banii care încasam și banii care cheltuiam. Ce cheltuiam? Și nu era în formă de tabelă, așa, una după alta era scris. Se vede absolut banii pe care îi calculam și desori chiar uitam și scriu și la sfârșit de lună băteam capul. Cât am cheltuit anume pentru benzină, cât am cheltuit pentru ce. Și de fapt totul trebuia să din toată foaia asta cumva să le separ. Poate de acum încolo Ilie își va calcula mai eficient veniturile și cheltuielile. Am făcut chiar tabela de venit pe luna octombrie. Am 5 lucrări complet executate și ține de un obiect lucrări de fațade. Au fost lucrări de zidărie, lucrări cu gips cartonul, au fost lucrări de nivelare a podelei și lucrări de demontare a cofrajului. Am calculat totalul, am 49.265 de lei. Asta este venit, banii care au venit la mine. Cheltuieli și 10.625 a fost profit curat. Pentru ca să crească în domeniul în care și-a lansat afacerea, Ilie trebuie să mai procure instrumente și utilaje. Cred că cel mai mult investesc în instrumente, chiar am puține. De fapt, instrumentele unei companii de construcție variază de zeci de mii de euro. Și aș spune că utilajul este foarte scump. Sunt foarte multe lucrări care, dacă ai utilajul necesar, poți să faci foarte rapid aceste lucrări. Dacă nu le ai,
pot să întinzi lunile. La următoarea lecție Business Factory, Ilie a venit cu temele îndeplinite. Să trecem acum la o altă tabără a participanților, care muncesc mult pentru a-și ajunge colegii din urmă. Și da, ei muncesc la fel de mult, depun la fel de multe eforturi ca și ceilalți, dar din păcate afacerea lor este de așa natură că se dezvoltă mai greu decât în celelalte cazuri. Și asta nu este neapărat tocmai rău. Poate boom-ul ei va fi un pic mai târziu și va fi unul foarte mare. Cine știe? Între timp să nu uităm că businessul este ca o plantă. Trebuie să-i torni mereu apă la rădăcină ca să crească. Să vedem ce a turnat la rădăcina afacerii sale Arcadie Scobioală în aceste zile. Pentru Arcadie Scobioală, raportarea financiară a companiei este extrem de importantă. Până în prezent, el nu îndeplinea tabele de acest gen, pentru că nici clienți nu avea și astfel nu avea cum să se împotmolească în cifre, spune el. La fel, este foarte util, doar ce avem o evidență clară, deci fără la un, într-un singur tabel avem toată informația care am făcut-o referitor la activitatea noastră timp de o lună, timp de două luni, timp de un an. La tabelul de inventariere am produs data, nomenclatura, numărul de bucăți, prețul pe bucăți și totalul. La lecția de mentorat, Arcadie a primit un feedback usturător în ceea ce privește atragerea potențialilor clienți. Spune-mi, pe mine chiar mă interesează câte sunete faci tu zilnic cu scopul de a stabili întâlniri cu oameni care au nevoie de produsul tău. Am telefonat atunci câteva zile, am telefonat în masă. În masă fiind câte sunete zilnic? 40 de apeluri pe zi, 25, așa. Bine, și ce s-a ales din ele? Și după care am filtrat câțiva din ei și mai mult m-am focusat pe ăștia, care au stabilit întâlnire. Bun. Și acum deja m-am focusat pe ei, nu am timp să... Ce înseamnă n-ai timp? Nu reușesc să mai... Dar dacă focusându-te pe ei, ei nu o să-ți încheie tranzacția cu tine, tu iar din nou ai să începi ciclul de sunete? Sunt niște lucruri care trebuie de făcut paralel. Asta se numește raslablenie. Eu... Așa mă gândesc că ești trebuie să încheie tranzacția. Da, mă, e normal. De moare, de foame n-ați muri. Da, cineva pahare tot ascumpere. Adică nu-i că deja sunt 80% că gata, e merg. Hai că până la urmă îți vezi cum ai spui tu. Nu-i bine să ții business-ul numai 3 clienți care 80% gata ascumpere. Caută alții, lasă ai 10, 20, 40 de clienți care 80% vor scumpere. Dacă se prăvălește zdelca cu acești 3 clienți, apuși. Și as și e. La următoarea lecție, Arcadie a prezentat temele de acasă de pline. Cu pași mici, dar siguri, se dezvoltă și afacerea Irinei Rogojina. În cazul ei, pe lângă publicitatea online și offline, publicitatea de la om la om joacă un rol foarte important și o va ajuta extrem de mult în dezvoltarea și promovarea afacerii sale de personal concierge. De ce spun asta? Veți înțelege imediat. Bine faci, bine ajungi! Clientul precedent al Irinei Rogojina i-a recomandat tinerei un alt turist din Marea Britanie, care a apelat îndrăzneț la serviciile acesteia. Domnul vrea să facă o afacere cu vinurile noastre și am însoțit clientul la o întâlnire de afaceri, acolo și înapoi, în afara orașului. Și asta era o primă vizită, o să mai urmeze alte vizite și mi-a promis că o să apeleze cu alte servicii deja. Irina a fost remunerată cu 600 de lei, iar profitul ei este de circa 500 de lei. Însoțindu-l pe proaspătul client în faimoasele beciuri vinicole, Irina nu a venit la ultima lecție Business Factory. Interesant, cum își îndeplinește ea temele de acasă? Am niște colegi foarte drăguți care mi-au dat notițe și am făcut acum tema pentru acasă, mă pregătesc de mentorat. Am făcut tabelul copacul, după care am avut cheltuieli pentru promovare și publicitate, cum ar fi, am printat oferta comercială, 1200 de lei, am printat buclete promoționale, 1600 de lei, 1000 de bucăți, am printat cărți de vizită, 300 de lei, 100 de bucăți, numai 100 de bucăți, pentru că mai lucrez un pic la machetă. Și total cheltuielile promovare, 3100 de lei. După care... Totalul startup-ului a fost cheltuielilor 4260 de lei până la ziua de azi.
La lecția de mentorat, Alina Andriuță i-a vorbit Irinei despre faptul că trebuie să devină din ce în ce mai insistentă și mai cunoscută pe piață. Spune-mi de unde îți vin clienții și cum ai de gând să mărești paleta de platforme de pe care să-ți vină clienții. Și eu cred că clienții o să vină mare parte, cred, iarăși, mare parte de la intermediari, de la agenții de turism. Bun. Și nu direct, pentru că sunt un pic mai sceptici, chiar vorbeam cu ăștia care au fost doi din Ikea, un pic sunt sceptici ca să apelezi la așa serviciu, niște în pe nimeni, doar când le recomandez. Și îmi dau seama că o să vină mai mult de la agențiile de turism, deja, să apelezi la mine pentru pachet de servicii. Dar spune-mi, agențiile de turism, toate știu că tu existi pe piață. În toate agențiile de turism, toți directorii au marketing kit-ul tău. Trebuie să fii conștientă că directorul de agenție de turism are numai de profitat din relația cu tine. Și tu asta ai poziționat. Exact, asta e poziționarea ta. Pentru că tu ai putea pentru ei să fii de fapt un centru de outsource pentru servicii. Și poziționarea ta este numai pe paralelă. Adică tu cauți să le dai lor win-win. Să le dai beneficii. Nu ai de ce, în principiu, cu astfel de ofertă să fie refuzată. Nu mă aștept să fie refuzată. La următoarea întâlnire cu mentorii și colegii, Irina și-a învățat lecția și a venit cu toate temele făcute. Următorul este Daniel Budici, micul nostru businessman, și la propriu și la figurat. Cât de mult a reușit să facă el în săptămâna aceasta și dacă a apărut în sfârșit norocul și soarele și pe strada lui, vedem în câteva clipe. Săptămâna aceasta, Daniel a cumpărat prima sa marfă dintr-un magazin specializat din capitală. El a investit 2200 de lei pentru procurarea a 5 țigări electronice și câteva detalii pentru acestea. Am decis să le cumpăr fiindcă m-am săturat să aștept comanda care vine și nu știu, nu îmi pare rău, dar am cheltuit o sumă destul de mare pentru ele. O să am foarte mult, foarte puțin profit, fiindcă le-am cumpărat de aici, chiar dacă mi le-au dat cu anumită reducere, dar tot este profit puțin. Trebuie să fac niște poze și deja să le public, să le fac anunțurile, fiindcă prețul este puțin mai jos decât prețul de pe piață. Vreau mai rapid să le vând, să văd cum merge. O țigară va fi vândută la un preț de circa 500 de lei, iar profitul, spune el, va constitui aproximativ 25%. Tânărul businessman este conștient de importanța tabelelor pe care trebuie să le îndeplinească pe parcursul acestei săptămâni, însă le-a completat în mod formal. Tabelele mele sunt doar niște machete, adică nu pot să le completez cu date veridice, fiindcă chiar nu le am. Sunt plus minus, ceea ce pot să vând, ceea ce pot să am. La întâlnirea neformală, tânărul a menționat că termenul de livrare a comenzii este depășit. Problema principală care eu mă confrunt, dar nu știu, nu pot să acționez, este timpul de livrare a produselor. Acum am găsit alți furnizori care aduc în decurs de 5 zile, dar au anumite impozite. Anumite impozite ce ai? De taxe mai mari? Da, taxe mai mari. Și atunci nu ți iese ție? Iese, dar iese mai mult. Dar tu vrei să-ți iasă cât mai mult? Cât mai mult, dar iese și chiar cu aceste impozite. Bine, și atunci ce decizi? Hai, dă-mi o decizie, dă-mi o decizie. O să iei de la ei. Bun, câți oameni ai în lista de așteptare pentru țigări? Sunt undeva la 12. Mă sună persoane de 13-14 ani care vor să încerce, știi? De? Cel mai ieftin, știi? Și de 100 de lei sunt niște țigări care nici o săptămână nu ținu. Dar tu le spui lor asta? Da, le spun, dar ei vor să vă rădă. Duci la un adunat de experiență și le spui, cumpărați mai bine țigări electronici ca să mergi și bine. Oricum te răspunez la 13 ani. Serios, mă presează foarte mult deadline-ul și ideea că trebuie cât mai rapid, dar nu pot să acționez fără marfă. La următorul curs, Daniel a venit cu temele îndeplinite complet. Peraspera a
ad astra, prin greutăți spre stele. Un aforism latină și o regulă în toate limbile lumii pentru cei care au un scop de îndeplinit. Da, pentru a realiza ceva trebuie să fii pregătit să înfrunți greutăți, dar ele într-un final vor fi pe deplin răscumpărate. În această ordine de idei am pregătit pentru concurenții Business Factory o nouă provocare. Ei au trebuit să adună cel puțin 20 de oameni într-un loc anume, în afară de instituția unde lucrează sau activează și să își prezinte afacerea. Ușor, greu, vă las pe voi să decideți. Haideți să urmărim împreună cum s-au descurcat cu provocarea concurenții noștri. Ilie Crețu a venit într-un loc strategic, după părerea lui, pentru a-și prezenta afacerea, un magazin specializat în construcții. Însă aflat la fața locului, Ilie a înțeles că a te afla în mijlocul potențialilor clienți încă nu înseamnă că toți te vor asculta. Pentru început, el trebuia să-i convingă cumva. Ilie a apelat la ajutorul reprezentanților magazinului, dar și la partenerul său fidel care îl însoțește peste tot. Просто смотри, я не могу сейчас пойти людям сказать, иди сюда, будешь сейчас слушать, понимаешь? Не, ну как-то организовать, просто пригласить. Вот там есть маленькая презентация, она вот длится 5 минут. 5 минут послушать. Вот-вот, давай подойдешь со мной. Здравствуйте. Как вас зовут? Ион. Ион. У нас будет маленькая презентация. Da, câteva minute, dacă doriți, adică să luați. Da, da, da. Grămădește-te, rog, frumos, la oameni. Nu, trebuie așa. Vlad, grămădește-te, rog, frumos, ceva. Spune că o prezentare durează câteva minute. Aici. Вы могли бы принять участие? Маленькая презентация, пару минут. Да не бойтесь. Я не боюсь, но просто не хочу. Нет. А вы, пожалуйста, уделите вот, да. Не, пару минут, вы просто послушайте, я сделаю маленькую презентацию, пару минут. Ну и вы просто послушайте. Сколько минут? Ага, пару минут. Вот есть один человек, Яша, еще парочка. După ce Ilie a adunat în jurul său 9 persoane, băiatul a început să-și demonstreze abilitățile oratorice. Vă rog, mai aproape. Deci, bună ziua, eu mă numesc Ilie, sunt fondatorul companiei V-Group. V-Group este o companie de construcții care se ocupă cu reparații interioare pentru case, apartamente, oficii și alte spații de locuit. Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre sănătate și vă întrebați, adică ce legătură are sănătatea cu cel mai mare magazin de materiale de construcție și compania mea de reparații. Are o legătură directă și vă aduc argumente. Fiecare dintre noi are un loc de trai. Fie că este propriu, privat, închiriat, nu are importanță. El necesită reparații odată la ceva timp și calitatea materialelor care executați reparația depinde doar de dumneavoastră. Dumneavoastră alegeți materialele cu care vor fi executate. Ca exemplu, să vorbim despre vopseaua. Și de acum încolo, Ilie a vorbit doar despre produsele acestui magazin, căci așa a fost înțelegerea. După 5 minute de publicitate a materialelor de construcție, Ilie și-a amintit că are de fapt o afacere în construcții. Și de ce anume V-Group? Pentru că noi nu dorim să lucrăm cu produse simple, care arată bine, iar apoi, peste o perioadă de timp, dumneavoastră sunteți expuși pericolului, anume de sănătate. Pentru că trăiți zilnic în aceste camere și dumneavoastră, și familia dumneavoastră, și cel mai periculos, copiii. Noi lucrăm doar cu materiale ecologice, europene, care corespund tuturor standardelor. Vreau să vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Nu sunt un specialist în reclamă, dar sunt un om simplu care vreau ca dumneavoastră să trăiți în niște spații de locuit ecologici și sănătoase, care nici de cum să nu vă provoace vreo daună sănătății. Vă mulțumesc mult! Care doresc pot să aproape pentru mai multe detalii. La finalul prezentării, Ilie a mai adunat 6 oameni în jurul său, dar să însemne oare asta că a trecut cu brio provocarea? Să vedem dacă cei care l-au ascultat au înțeles ce anume vrea să prezinte Ilie. Cum să vă spun, la vârsta care o am, încă nu am construit nimic, să pot apela și cred că, din punct de vedere financiar și alte motive, am să încerc singur să fac. Dar deja când o să am nevoie, cred că o să apelez. Nu știu.
cei mai apropiați care o să fie. La dânsul dumneavoastră nu știu, nu pot să vă spun. Păi sigur că am să apelez. Poate nu acum, poate cu viitor. Suntem, bine, vă spun direct, suntem niște cunoscuți care, deci vrei, nu vrei. Păi ce contează? Suntem niște cunoscuți care vrei, nu vrei, am să apelez la prietenii mei, nu la alții străini. Logic. Așa s-a dat de golilie, dar mai bine un client cunoscut decât unul absent. Valeria crede că viitorii stomatologi ai țării au suficienți bani în buzunar pentru a-i cumpăra ceasurile. Ea a venit în fața unui torent de 40 de studenți. Prietenul ei își face studiile la această facultate și a ajutat-o să-și organizeze prezentarea, doar că defecțiunile tehnice îi cam strică planurile. Nu era atât. Încearcă-l pe ăsta, pe ăla nu merge. Hai 2 minute, stați și gata. Gata, s-a făcut, băieți, stați 2 minute și am plecat. S-o, hai, gata, gata, s-o. Așadar, ușa s-a închis și prezentarea s-a făcut pentru cei 31 rămași. Problema tehnică a costat-o pe Valeria plecarea a 9 persoane din aulă. Datorită cunoștințelor obținute la Business Factory, Valeria a găsit o modalitate de a le capta atenția. Eu mă numesc Valeria și sunt de la o emisiune televizată de business, primul reality show din Republica Moldova de business. Dacă săptămâna trecută am avut ca provocare să vând un măr cu 50 de lei, respectiv săptămâna asta am ca provocare să vorbesc despre activitatea mea în fața unui public larg. Respectiv, ca activitatea mea este vânzarea ceasurilor de mână, am să vă arăt cum să vă promovați afacerea. În cazul vostru, dacă veți deschide vreo clinică, ceva, în special clinică stomatologică, am înțeles că sunteți stomatologi, respectiv am să vă povestesc cum să vă faceți un landing page pe care să vă promovați afacerea dumneavoastră cu bani puțin și cu o eficiență foarte înaltă. Respectiv, la crearea unui landing page trebuie să țineți cont de anumite secțiuni. În prima secțiune, în cazul meu, în descriptor trebuie să stipulați concret ce servicii veți oferi. În cazul meu este vânzarea ceasurilor de mână. Și să vă vorbesc ceva și despre ceasuri, că dacă tot sunteți la marketing, eu am să încerc să vă descriu produsele mele. TicTac.md. Dacă până diseară la 12 completați formularul și vă prezentați ca studenți au SMF, atunci aveți 50% reducere. Astfel, Valeria a ochit 2 iepuri deodată, dar să vedem dacă aplauzele se vor transforma în comenzi. Foarte interesant. Domnișoara, este suficient de convins? Da, da. Dar prin ce te-a convins? Maniera de vorbi. Da, dacă aș fi viitor, dar de obicei nu port. Da, nu port nimic, în afară de telefon. Eu nu chiar, să nu fie disparare, eu nu chiar prefer ceasurile de mână și pe mine nu m-a convins, dar sper să aibă succes și în continuare în ceea ce face. Urmăresc cu interes emisiunea dumneavoastră. Am urmărit din start prima emisiune când s-au ales liderii, participanții și la fel lecțiile care se oferă, lecții foarte bune, cred eu. Prezentarea cu ceasurile, eu am ridicat mâna și eu cred că o să-l procur. Ea m-a intrigat, de ce nu? Așadar, să dăm cărțile pe față. Vi-l prezentăm pe principalul ajutor și, apropo, primul cumpărător al accesoriilor Valeriei, prietenul ei, Valentin. Deci eu consider că business-ul care l-a inițiat Valeria este unul genial. Și vă spun de ce. Nu genial că se vând ceasuri, dar deoarece, sau mai bine spus, pentru că tot pot face business cu bani mari. Și practic nimeni nu poate face business fără bani. Sau fără bani vorbim de o sumă foarte mică. Dânsa au investit $140 în ceasuri și încă tot atât, adică încă vreo $60 în spațiu, în chestii de astea. Până la ziua de azi, cât ai? Vreo 6.000 sau 5.000 jumate. Deci 5.000 de lei profit. Deci business cu 2 bănuți. Eu consider că prin asta e... Și apropo, deci până la ziua de azi,
câte, vreo 40 de vânzări ai generat fără a investi un leu în promovare. Deci promovarea asta e pasul următor. Noi sperăm de 2-3 ori mai mult să avem vânzări. Următorul care a trecut provocarea este Arcadie Scobioală și el s-ar părea că și-a ales un loc perfect pentru a-și prezenta ideea de business, al 5-lea curs de coaching organizat de compania Angry Business. Bună seara! Eu mă numesc Arcadie și vin de la Pahare Publicitare. Astăzi vreau să discutăm cu voi despre o nouă metodă de promovare pe piața locală. De multe ori suntem în pană de timp și ne grăbim, alergăm. Și trebuie să consumăm această băutură în stațiile de petroliere, în stațiile de troleibus, la spitale, policlinici, deci sunt o grămadă locații. Dar nu stă nimeni acolo să ne vândă, deci stă aparatul ăsta automat de cafea vending, la mașină, care îl numim noi. Deci noi vă propunem ca acele pahare care dumneavoastră mergeți și consumăm cafeaua să nu iasă simple, monotone, cafenii cum au fost până acum, dar să fie deja cu reclama voastră acolo pe ele. Deci propunem plasare de publicitate pe toată partea exterioară a paharului. Propunerea intrigantă, dar asta nu e suficient. Să vedem care sunt argumentele lui Arcadia. La momentul de față sunt peste 600 de aparate. Deci un aparat, în mediu, consumă 1500-2000 de cafele pe zi. Asta ar însemna că cu dumneavoastră să comunicați cu 10.000 de clienți zilnic prin intermediul paharului publicitar. Statistic vorbind, o băutură caldă se consumă în 7 minute. Deci 7 minute aveți garantate de impact cu potențialul dumneavoastră client. Mă bucur că mă ascultați așa toți atenți. Da. Tu îți dai seama că mă iau de ascultat 3 ore. Noi așteptăm bombă. Bomba, cred că presupun vreți să aflați prețurile, da, la toată chestia asta. Respectiv, prețurile diferă în dependență de tiraj. Și la vending, la fel, minimul e 15.000 și 1 leu și 10. Și vă rog să mă telefonați în astă seară, că mâine deja să lucrăm la macheta dumneavoastră. Aici sunt numărul meu de telefon. Și cam asta a fost. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Iar acum să facem totalurile. Cine din cei 21 de antreprenori din sală vor comanda pahare publicitare de la Arcadie? Păi minim acum vins. Eu nu sigur că sună în seara asta. E o metodă bună de promovare. În timp de vreo 2-3 luni o să-și cizelez un discurs care să vândă mult mai puternic decât discursul din seara asta. El e la început și pentru început e foarte bine, dar eu sigur că este 30.000 de ore, îmi pare că e necesar, cât 10.000. După 10.000 de ore de același discurs, o să fii cel mai tare și o să fii. Sunt tot din experiență. Nu prea m-a convins, dar m-a interesat. Cred că veți fi mai mult de încredere câștigată dacă veți spuneți deja și după practica voastră câte pahare au fost de firme, eventual, făcute și ce rezultate a fost. Acum au fost pe deasupra ceață. Măcar trebuie să mergem. Deci cam avem deja șase. E foarte bun, da, dar nu e rezolvat, nu e terminat. Până când Arcadie așteaptă suneturile, să vedem dacă Irina Rogojin a reușit să ochească vreun client valoros. Ce-am venit astăzi aici pentru că este prezentarea la Expo 2015 Milano, care nu are atât de mare tangență cu ceea ce fac eu, pentru că fac concierge service în Moldova, pentru turiștii din Moldova, însă aici e un loc bun pentru a întâlni indivizi și oameni din turism, la care cărora pot să le prezint ideea mea de afaceri și să le fac o ofertă. Astfel, rezultatele nu s-au lăsat mult așteptate.
O, eu și Olga, salut! Ce mai faci? Surpriză plăcută! Bine, mersi! Bine? Cum? Bine? Da. Succes! Mersi mult! Și felicitări! De fapt, că vine eu, mersi! Mulțumesc. Mă bucur tare mult pentru ce faci! Salut! Salut! Mi-a spune Irina. Cătălina, îmi pare bine. Eu reprezint compania Leisure and Business Concert Services în Moldova. Mm-hmm. Știu că ești de la Easy Travel. Foarte bine, mă bucur că mă cunoști. Da. Ai, mult aș vrea să-ți fac o mică prezentare. Despre ce este despre vorba? Compania mea de concierge. Aha. Are o tangență cu compania ta, în fapt. Ok, dacă are tangență cu turism, atunci super. E foarte, vrei foarte ok. Vrei să mergi mai liniște acolo? Da, se poate. Deci eu abia m-am fondat Leisure and Business Concierge Service în Moldova, companie care se ocupă cu servicii de concierge, asistența turiștilor pe toată durata sejurilor în Moldova. Aha. A turiștilor străini sau inclusiv turiști moldoveni care fac turism? Inclusiv, da, aha, inclusiv. Okay. Deci tuturor turiștilor din Moldova. Deci eu am încorporat servicii, pachete de servicii complete, care includ absolut toate serviciile care poți să le imaginezi. Bun, eu am o întrebare la capitolul ăsta. De ce crezi că o agenție de turism are nevoie de intermediar în momentul în care tur-operatorul tot este pe loc, în Moldova? Nu, adică nu are impedimente de distanță, nu e operator de peste hotare. Tu nu ești nevoie să iei de la mine pachet turist. Tu ai pachetul tău turist, tu ești operator. Uh-huh, uh-huh. Tu faci pachetul tău, apelezi la mine pentru micul detaliu care lipsește în pachetul ăsta turist. Și eu mă adaptez la necesitățile lui și la necesitățile tale ca tur-operator, uh-huh, și îți mai ofer detaliul care lipsește, da. Un draft de ofertă sau ofertă, da, finală ai deja? Am deja, da. Am deja și am să vin cu ofertă. Perfect, atunci noi te așteptăm. Bine, cu mare mersi. Drag. Am înțeles într-un final în ce urmează să constee conceptul afacerii, serviciile, și sunt unele chestii care chiar ar prezenta interes. Eu oricum, înainte de toate, aș vrea să văd un draft de propunere sau o propunere finală la nivel de ofertă, să o analizez, după care să mă pot expune final. Cu toate acestea, dintr-o sală de potențiali clienți și parteneri, Irina abia a reușit să convingă doar unul. Iar acum să vedem ce drum a ales Viorel Barbănouă pentru a îndeplini provocarea. Făceam mici slogane către logurile companiei mari. Inspirat din slogane uneste, o chestie făcută în state, dacă nu greșesc. Și prima imagine a fost purcari, sloganul uneste a fost... Una e prea puțin, două e prea scump. Și această imagine a ajuns până la Sorin, care este director de marketing la Purcari. El a postat-o pe pagina Purcari și a zis 3 este perfect. Și mesajul primit de la el spunea că îi place ideea, apreciază umorul. Dar ce mi-a plăcut mie este că el mi-a propus să mai fac imagini sau să fac aceeași imagini doar că utilizând logo-ul nou, fiindcă ăsta este un logo vechi. Respectiv, așa am început să comunicăm până să ajungem la întâlnirea de astăzi. Așadar, Viorel a decis să-și prezinte afacerea în fața unei singure persoane și a justificat alegerea prin faptul că acest client este important și eficiența ar fi mai mare să o chească unul și bun decât 10-20 care să nu aibă nevoie de serviciile lui. Îmi pare bine. Îmi pare bine și mie. Iarăși din nou. Mă bucur foarte mult că ați răspuns apelului. Aș vrea, în primul rând, să vă spun că compania noastră se bucură de o întâlnire cu un brand atât de renumit și... Și inovativ. Și mersi că ați răspuns apelului. Aici este o mică prezentare. Uh-huh. Despre ce facem noi în câteva cuvinte. Deci compania Outbox Creative Agency este o companie care face și evenimente, face și promovare creativă. Ce înseamnă promovare creativă? Sunt lucruri, detalii mici pe care noi vrem să le adăugăm unui brand. Uh-huh. Și sunt atât print ad-uri, uh-huh, cât și poate mai mult de atât, dar inclusiv de la un branding nou putem să elaborăm până la promovarea ceea ce există deja. Mm-hmm. Într-un final, ceea ce vrem noi să ajungem și ceea ce sperăm să
elaborăm și să implementăm în Moldova este ceea ce nu prea se face la moment, și anume interacțiunea client-produs într-o metodă creativă. Ceva, o activitate outdoor sau indoor care se rezultă într-un video viral, atunci când persoana trebuie să se uite la... Fără să clipească, să vadă produsul. Rezultatul final este că noi vrem să creăm emoții. Un client o să cumpere un produs dacă este emoție. We want to sell happiness. Și happiness sells. Și asta este cam activitatea cu care vrem noi să ne ocupăm și care sperăm că dumneavoastră ați vrea să colaborăm la un moment dat. Ok. Interesant. Cum spun eu, lucruri deodată mari și majore n-a să facem, dar un test, o încercare să ne testăm noi pe voi mai mult, voi pe noi. Desigur. Un pic și să vă puteți înscrie în Cărpiuță că am colaborat și sper că... Adică creativitatea asta, noi oricum nu suntem creativi din dragul creativității, noi suntem creativi din dragul de a câștiga bani, că business is to make money. Da, și vrem da, să... Și dacă să iasă ceva frumos și bun, încercăm un pas mic, a doilea pas poate un pic mai mare și așa mai departe și cine știe. Doar timpul va arăta dacă Viorel va conlucra cu acest client. Un alt participant care s-a pus pe treabă a fost Daniel Budici. Tânărul a mobilizat o armată întreagă de colegi, prieteni și prietenii prietenilor. Rând pe rând, ei se apropiau de locul prezentării, chiar sub sabia lui Ștefan cel Mare. Dacă a adunat în fanclubul său 15 persoane, Daniela a încercat să convingă și trecătorii din stradă să-l asculte. Nu vreți să participați la un eveniment, la un discurs despre țigări electronice? Despre ce este? Țigări electronice. Eu, în general, nu sunt fumător și... Am înțeles. Cred că problematica mă cam depășește. Am înțeles. Mersi. Mă scuzați. Bună ziua. Aveți 2-3 minute? Am un discurs despre țigări electronice. Nu vreți să participați la asta? Am înțeles, mersi. Vrem să prezentăm niște țigări electronice, cum funcționează, cum lucrează. Participați? Da? Ce nu? Bine? Dar ce câștigă pentru asta? Nimic. Țigara? Nu, nu, nu. Aș vrea. Aș vrea să cumpărați? Să cumpărăm și să ascult ce se întâmplă aici. Da, ok. Vă explic. Da. Mergem? Da, hai facem. Acum Daniel este gata să înceapă prezentarea. Vă rog, atenție! O să fie o mică prezentare de țigări electronice. Aici sunt câte 5 beneficii și 5 dezavantaje. Deci, ce vreau să spun, este un mod, nu știu, chiar nu știu dacă e sănătos, dar mult mai nedăunător decât țigările obișnuite. Are un termen de valabilitate în jur de jumate de an, un an. Se reîncarcă de 300 de ori. Și sunt de diferite modele. Este format din câteva sisteme. Aceasta este bateria. Și aici vedem un cleromizer. Încă are un plus foarte mare, poate fi folosit unde doriți și nu are miros. Nu are miros neplăcut ca țigara obișnuită. Aici acționează la orice ori. Da. Da. Aici este nu acționează. Adică dumneavoastră fumați fum, dar aici sunt vapori. Au fost experimente, sunt persoane, vă rog liniște, au fost experimente, adică fumau persoane câte 4 ani, au fumat țigara electronică și s-au făcut experimente și nu au plămânii stricați. Prețul este mult mai convenabil decât ai cumpăra în fiecare zi câte un pachet, două de țigări. Este mult mai avantajos. Întrebări? Alte întrebări? Alte întrebări? Alte întrebări nu au apărut și prezentarea s-a încheiat. Dar oare cu ce impresii au rămas cei care l-au ascultat pe Daniel? Decât să cumpărăm țigări, să cheltuim bani, care-i fumător, am vedere. Și asta. Dumneavoastră sunteți gata să cumpărați țigări de la el? Păi azi nu, dar mâine da. Mâine da? Da, mai consult o leacă cu oamenii. Asta e. Știi cum spune domnul, cu Doamne ajută șeful lui. Să aibă noroc să deschidă așa ceva, să margă, am de business-ul lui. Aș cumpăra dacă aș avea nevoie, dar nu am nevoie.
Prezentarea a fost destul de bună, însă nu opțez pentru țigările electronice, pentru că nu le socot practice și cam atâta tot. M-ar interesa țigări electronice ca un fel de cadou pentru prietenul meu, care aș vrea să le-aș fumat. Da. Rămâne să vedem dacă aceste aprecieri vor deveni comenzi. Ultima pusă la încercare a fost Ana Maria Cojocaru, care a ales să vorbească în fața a 14 femei de la cursul Renaște Femeia, pe care îl frecventează și ea. Cândva am iubit pictura și a descoperit în mine dorința de a face afaceri în domeniul frumosului. Am un showroom, se numește Eclair. Comercializăm decor ceramic și textil pentru casă. Și astăzi vreau să vă prezint un produs de care sunt foarte mândră și anume sunt aromele. Am să rog să le transmiteți prin, să le miroase toți. Respectiv, deseori ne doare capul sau suntem încărcate de gânduri neplăcute din motivul și mirosului care ne înconjoară. De asta este bine să avem arome cât mai naturale în casă și vă recomand să recurgeți, dacă nu la uleiuri eterice, care poate nu aveți timp să aprindeți întotdeauna candela asta, puteți să vă achiziționați un pachetel. El costă 60-70 de lei. Durează undeva timp de 6-12 luni utilizarea lui. În caz că un pic slăbește mirosul, îl puteți pulveriza cu un pic de apă și mirosul revine. Ce legat de sex, mai vezi ceva? Avem arome orientale. Da. Iată, dacă doriți un sex bun, puteți să luați o chestie de asta în dormitor. Așa, mulțumesc, asta avem și nevoie. Pentru că am noi bărbați la Moldova, dar nu sunt buni de nimic, practic, ultima vreme. Așa și este, așa și este. Fiecare avem cât la sute, 28% de procente care le-am luat. Luați faciune cu scorțișoară, băgați-o sub pernă, efectul garantat 2 săptămâni maxim. 2 săptămâni? Se pare că datorită acestui exercițiu, Ana Maria a înțeles ce se cere pe piață. Ceea ce au luat, eu chiar am să rog pe Romina să vină în față și să zic ce senzație are, pentru că ea a procurat săptămâna trecută două arome. Am luat orientală pentru dormitor. Doamna Olga, să știți că funcționează. Olga a plecat de o zanjeră. A, doamna, ce scuze. Funcționează bine. Funcționează, dacă fie de 120 ori numai de 100. Și uite că după 10 minute de prezentare, Ana Maria a stârnit curiozitatea femeilor din sală. Dați-ne carte de vizită, da, știu unde să vină. Eu am să las aici carte de vizită. Mihai Eminescu, CM10, oficiu 305, pagina Decor Textil și Ceramic pentru Casă pe Facebook. Ne găsiți, ne contactați, noi facem și livrări. Eu precis. Eu ideea aceasta am făcut-o mai de mult, iată, cred că... Ține că eu am de multă. Pe mine m-a convins. Da, pe mine tot m-a convins. Și chiar o să mergeți procurați. Da, chiar o să merg. Toate cele 14 femei din sală au ridicat mâna și au spus că vor cumpăra arome de la Ana Maria. Poate succesul se datorează faptului că și tânăra urmează acest curs, sau poate pentru că are abilități de convingere și comunicare în fața unui public, sau poate probabil produsul chiar este cotat de femei. Haideți să facem totalurile. Așadar, Ilie a vorbit în fața a 15 persoane, însă a obținut doar un client și acesta s-a dovedit a fi cunoscutul lui. Valeria și-a prezentat afacerea în fața a 31 de studenți și 3 din ei au comandat ceasuri de la tânără. Arcadia a vorbit despre paharele publicitare în fața a 21 de antreprenori Angry Business și deocamdată nu a avut nicio comandă. Irina și Viorel au vorbit doar pentru o singură persoană. Tânăra deocamdată nu a prezentat oferta ei partenerei din turism și Viorel Barbănouă încă mai așteaptă comanda de la interlocutorul său. Daniel Budici a adunat un public format din 17 persoane și a avut 3 solicitări. Și Ana Maria a vorbit pentru 14 femei, iar 6 chiar au cumpărat aromele ei.
După cum bine vedeți, provocarea a fost interpretată diferit de către participanții proiectului. Ei și-au pus imaginația și capacitățile oratorice la bătaie și limitele posibilităților au încercat să culeagă laurii acestei provocări. Unii chiar au câștigat și bani, alții au câștigat niște potențiali clienți. Cert este că această provocare nu este făcută de dragul distracției, nu. Dar aceste rezultate vor fi minuțios analizate de către membrii juriului și de către mentori și de ele se va ține cont în desemnarea câștigătorului reality show-ului Business Factory. Până atunci, mai e cale lungă. Cale scurtă, în schimb, este până la desemnarea primului concurent care va părăsi proiectul nostru. Cine va fi cel care ne va spune la revedere? Cine va fi cel care nu a reușit să satisfacă așteptările mentorilor pe deplin? Așadar, momentul culminant al acestui proiect, prima eliminare. Dar înainte de a afla cine este participantul care a obținut cea mai mică afacere pe tot parcursul proiectului, eroii noștri au trebuit să raporteze toți indicatorii business-ului lor. Să-i urmărim! Indicii de bază se referă la numărul potențialilor clienți care au aflat despre afacerea tinerilor businessmeni, la clienții care au solicitat și cei care au cumpărat produsul sau serviciul lor. Regula este următoarea: se acceptă și suma contractelor încheiate, chiar dacă tranzacția încă nu a avut loc. Noi ne-am înțeles săptămâna trecută de o condiție importantă: cel care vine cu cel mai mic profit pleacă. Vreau să îmi spuneți întâi indicatorii, evident, care deja cred că nu prima dată i-ați spus. Îi notăm și suma la sfârșit, evident. Hai, Viril! Rând pe rând, participanții noștri au împărtășit roadele muncii obținute în ultima săptămână, dar și pe toată perioada reality show-ului. Astfel, săptămâna aceasta, Viorel Barbănouă a înregistrat un profit de 2.500 de lei, iar cifra totală este de 15.500 de lei. În săptămâna care s-a scurs, Ilie Crețu nu a obținut profit. În schimb, tranzacțiile încheiate și cele care urmează a fi încheiate se cifrează la 43.625 de lei. În aceste 7 zile, Valeria a câștigat 4.300 de lei, iar de-a lungul proiectului 9.000 de lei. Ana Maria a obținut un profit de 8.292 de lei în această săptămână, iar per total profitul însumează 15.574 lei. Din vânzarea a 3 țigări electronice, Daniel are un profit de 400 de lei, aceasta fiind și suma totală. Irina a venit la curs cu un profit de 500 de lei, iar pentru această săptămână și în total, ea a adunat 1.434 de lei. Săptămâna aceasta, Arcadia a semnat primul său contract în valoare de 7.200 de lei profit. Cifrele sunt, participanții așteaptă emoționați verdictul, iar mentorii sunt gata să ia decizia, așadar alegerea lor. Din cifrele pe care le avem noi aici, cu cele mai puține, cu cel mai mic profit pentru noi e 1.000.000. Și cu această ocazie, cu mare regret, dar și cu bucurii că totuși ai reușit să faci ceva în proiectul ăsta, o să te rugăm să părăsești acest proiect minunat, în care cu siguranță ai reușit tare multe să faci, dar și mai multe o să reușești să faci de aici încolo, pentru că deja practic toate lucrurile la tine sunt aranjate, ce obțin pe foaie și în minte. Vreau să vă mulțumesc pentru informația care mi-ați dat-o și îmi pare rău că plec. Am învățat foarte multe lucruri noi, lucruri care cu siguranță o să mă ajute. Și mersi. Cu mare plăcere. Eu vă propun pe Daniel să-l petrecem așa cu aplauze pentru tot ce reușit să facă el.
succes! Realizează toate visele. Da. Mult succes! Mult succes! Pare rău pentru tine. Vădit emoționat, Daniel Budici a spus că nu are regrete, iar cunoștințele obținute la Business Factory îl vor ajuta de acum încolo. Am învățat foarte mult și știu că o să implementez tot ce am de făcut. Am avut o singură problemă cu marfa, bine, foarte greu și cred că am greșit aici, trebuie să comand mai înainte. Mi-am schimbat furnizorii, știu că o să meargă bine, sunt sigur de asta, dar m-a presat timp. Asta e tot, timpul m-a presat și atâta profit am avut pe săptămâna asta. După toată presiunea și valurile de emoții prin care au trecut participanții, dar și mentorii proiectului, a început și lecția propriu-zisă. Din start, cei 6 participanți rămași în proiect au învățat cum să-și aleagă inteligent partenerii în funcție de personalitatea lor, iar Daniel Budici asculta lecția după ușa. Când înțelegeți de ce fel de om sunteți voi, vă este mai ușor să înțelegeți de ce fel de partener aveți nevoie. Dacă aveți o latură puternică, dezvoltați-o pe ea mai departe, cât mai sus. Nu încercați să fiți buni în orice, pentru că pentru asta sunt partenerii. Acum, întrebarea e ce oameni vă alegeți voi ca parteneri pe lângă voi. Vorbim cu un prieten și îi spunem, uite, eu am o idee, vreau să fac. Și el spune, oh, super idee, hai să facem. Și el e tot din ăsta. Pentru că dacă tu ești actul în un sistem lângă tine, ar spune, măi, Lida, tu ești sigur că chestia asta o să meargă? Ea desenează întunii pe foaie. Ia explică-mi detaliile astea să înțeleg eu la ce te referi tu. Și aici, știți, și apare paradoxul. Cu omul ăsta care o stă în fața voastră, o să vă dă o senzație de asta neplăcută. Pentru că voi deodată o să reacționați, ei, tu nu înțelegi, tu vrei să-mi distrugi ideea, tu nu crezi în mine, tu crezi că asta nu o să meargă, tu crezi că asta senzația îl vă dă, vă transmite. Chiar dacă nu ăsta e adevărul. Chiar dacă omul ăsta pur și simplu gândește un pic altfel. Chiar dacă anume el e cel care într-o bună zi s-ar putea să vă salveze business-ul de un eșec mare pentru că a intrat în niște cifre, în niște detalii. Loialitatea și profesionalismul sunt atributele esențiale de care trebuie să țină cont un antreprenor atunci când își alege angajații. Task-ul vostru, în primul rând, este să angajați oameni mai buni ca voi pe domenii complementare în afacerea voastră, oameni care au făcut în viața lor ceea ce trebuie să facă la voi. Arcadie, tu, dacă astăzi îți angajezi un om de vânzări, care este student și care vine la tine și zice, lume la picioarele mele, eu am atâta energie cât n-ai avut tu niciodată în viața ta și eu toată ziua am să stau să sun, să nu-l crezi, pentru că el nu are fundamente teoretice. El nu a făcut asta în viața lui. El nu știe că peste două zile obosești și îți vine să dai foc la telefon împreună cu Arcadie. El nu știe cât de dificil este să faci o muncă sau munca pe care voi o luați. Un instrument eficient prin intermediul căruia putem monitoriza performanța subalternilor este KPI-ul. Acesta presupune că la salariul fix se adaugă procente în dependență de volumul lucrului efectuat. KPI-ul se implementează în baza a 3 indicatori de care trebuie să țină cont lucrătorul: planul de vânzări, managementul calității și al treilea indice îl stabilește chiar angajatorul. După ce a trecut presiunea și toate informațiile au fost oferite, să vină și tema pentru acasă. 3 interviuri înregistrate. Da. Audio? Nu video. Audio? Ești la interviu și spune la sfârșit salariul 1000 de lei. Nu există niciun fel de pacient. Și el se refuză și gata. Deci, 3 interviuri de angajare înregistrate. Și o formulă de KPI pentru o funcție.
Cifrele se îngroașă, presiunea crește, concurența devine din ce în ce mai acerbă și temele pentru acasă sunt tot mai greu de îndeplinit. Cum vor face față lucrurilor cei 6 participanți, rămâne să vedem pe parcurs. Așadar, tensiunea s-a risipit. Daniel Budici este primul concurent care a părăsit proiectul. Daniel, îți mulțumim pentru participare. Cert este că ai potențial, așa că nu te opri aici. Noi îți ținem pumnii. Deci, doamnelor și domnilor, au rămas 6 participanți care vor lupta mai departe pentru titlul de cel mai tânăr antreprenor și pentru cel mai mare profit. Ca și în săptămânile trecute, favoritul publicului este Ilie Crețu. El a obținut cele mai multe voturi din partea susținătorilor săi. Dacă aveți și voi un favorit, nu ezitați să-i acordați votul pe site-ul factory.angrybusiness.md. Poate votul vostru va fi votul salvator pentru al doilea concurent care ar urma să părăsească acest proiect. Așadar, doamnelor și domnilor, emisiunea se încheie aici. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a primului reality show de business din țară, Business Factory, doar la NBC. Parteneri, companiile Evenda, Green Farm și SG Holding. Sponsor, rețeaua de supermarketuri electrocasnice Bomba și combinatul de vinuri Cricova. Partenerii media, Olfan, All Moldova, Infomarket.md, Unica.md, Noi.md, MyBusiness.md, Moldova.org, Comunicate.md, Diez.md, Trends.md, Zugo.md, Cashflow.md, Toastmasters.md și Gismedeo.md. Fotograful oficial al proiectului, Alex Iordache.